Bună seara, ne aflăm la Iași cu formația The Wax Road din Ungheni, din Republica Moldova. Ei sunt finaliști la finala J-Pop România 2016 și vă așteptăm și pe voi în Rockstadt, la Brașov, sâmbătă 10 decembrie. Spuneți-mi ce emoții aveți înainte de finală. Suntem, nu știu, destul de pozitiv. Nu știu, nu avem prea mari așteptări, pentru că nu ține atât de noi, dar ceea ce ține de noi este să ne pregătim foarte bine și ceea ce ține de noi este să facem la maxim. Și respectiv, sperăm la fel să fim întâlniți. Ați făcut drumul până la Iași ca să ne întâlnim, câte ore v-a luat? Jur de vreo 3 ore. Deși stați chiar pe graniță. Da, a fost vama cam complicată, dar e ok. Și am înțeles că în 3 decembrie se lansează un nou album. El se numește Rambler in the Dark. Da. Povestește-mi un pic despre acest album. E primul nostru album, albumul de debut. Nu știu, trebuie să-l ascultați neapărat. Pentru că am depus foarte mult suflet în el. Am muncit foarte mult la el și, nu știu, primul nostru produs și suntem așa foarte încântați, nu știu. Excited. Da. Câte piese are? 10 piese. O să faceți și un videoclip? Deja avem un videoclip la piesa Do Things Right și plănuim să mai facem și un videoclip pentru piesa Rambler in the Dark. Care o să apară când am... Deja prea mult. Deci noi avem un concept vizual care ține de fapt de nu doar o piesă, de mai multe piese și urmează să-l vedeți. Deci nu prea tare vrem să dăm cortina într-o parte. Misterioși băieți, da. Și aveți deja confirmate două concerte de lansare. Când, da. În ce dată și unde au loc? Primul concert va avea loc la Chișinău pe 3 decembrie, în clubul The Albion Territory. Și al doilea va fi chiar aici la Iași, în Rock'n'Roll. Voi sunteți prieteni cu cei de la Snail sau Alternosfera? Sau nu încă? Mai mult sau mai puțin. Da, mai mult sau mai puțin. Ne cunoaștem foarte bine. Da. Am cântat cu Alternosfera de câteva ori împreună. Și cu Snail sunt Amber Traps. Snail sunt formatul nou, da. Amber Traps. Am cântat împreună. Cum vă descurcați în Republica Moldova cu proiectul muzical? În sensul că sunteți la o oarecare distanță de capitală, de Chișinău. Eu știu, am fost la voi în vizită la sala de repetiție, este ca un fel de mini-sală de concert. Ce mai puteți povesti despre cum vă descurcați voi cu promovarea voastră? Cum spune Iaroslav, suntem plasați la Ungheni foarte bine pentru că suntem între Chișinău și Iași și toată România, în principiu. Și despre promovare o să vorbească, desigur. Deci, noi suntem acum într-o perioadă în care împingem. Deci împingem. Și pot să spun că deja ceva roade avem. Avem și mai multe evenimente. De exemplu, în noiembrie mai avem două evenimente în care participăm. Este Ziua Tineretului, în care Ministerul Tineretului ne-a invitat și pe scenă. Mai avem un eveniment un pic Ministerul mai... Ministerul Tineretului de unde? Din Republica Moldova. Deci mai avem un eveniment în care o să participăm, unul un pic mai diferit și posibil informațiile o să fie plasate un pic mai târziu. Și după cum spuneam, deci noi foarte mult ne-am focusat pe această lansare de album. Avem foarte multe idei în cap și încercăm să le dozăm cumva, dăm cele mai importante mai întâi. Albumul o să apară pe 1 decembrie, deci este o zi simbolică și pentru noi, fiindcă pe lângă Ziua României, pe 1 decembrie, și s-a format The Wax Road. Dar concertele de lansare, cum și-am spus, am hotărât să le facem în același weekend. Dar pentru noi asta e un concert de lansare, fie pe 3 sau pe 4, deci cumva e un eveniment de lansare. Și sperăm să fie bine. Muncim chiar foarte mult. Și nu știu, la ce să ne așteptăm. Cum v-ați pregătit pentru finala J-Pop? Ai putea să zici și tu două vorbe, n-ai spus nimic până acum. Dar te-am încadrat, să știi, pe ecran. Pregătim intens, repetiții, chestii.
Mai multe detalii, te rog, colegul de formație. Încă ne pregătim, deci da, chiar ne pregătim intensiv, pentru că într-adevăr vrem să avem un show, el de 8 minute, dar să dăm impresia de un concert integral. Și foarte greu, de fapt, în 8 minute să încerci să dai totul. Și asta, cu asta ne ocupăm, asta facem aproape zi de zi când mergem. Adică la fiecare repetiție, când mergem la repetiție, neapărat repetăm programul pe PGBOL. Încercăm să, nu știu, să gândim un show, de fiecare dată să mai introducem câte ceva nou acolo. Deci încă este în procesul de lucru. Mai testăm diferite piese, da. Să vedem cu care întrebăm. Și, într-adevăr, e foarte important și e greu și pentru noi, fiindcă știm că sunt multe formații bune, care, de fapt toate sunt bune, care au intrat în final. Și cu siguranță o să fie foarte greu. Dar noi sperăm să ne descurcăm și pentru noi cred că acum e important să dăm acele 8 minute bune ale noastre, da? Deci, indiferent de poziție, indiferent de loc, ele să fie cele care o să prindă bine la public și cu siguranță și la jură. Bine, vă mulțumesc frumos! Vă dorim multă baftă! Vă mulțumim și noi! Și vă așteptăm pe toți la finala națională G-Bob România, sâmbătă 10 decembrie, în Rockstadt, la Brașov!